Familiile cu venituri cuprinse între 155 și 615 lei pe membru vor beneficia și în acest an de bani pentru combustibili solizi, dar și de reduceri la energia termică sau electrică. Astfel, cei care își încălzesc locuințele cu lemne și cărbun vor primi o sumă de până la maxim 54 de lei, persoanele care folosesc gazele naturale cel mult 262 de lei, în funcție de venitul fiecărui membru. Familiile care se încălzesc cu ajutorul energiei electrice vor fi compensate cu 240 de lei, iar cele care folosesc energie termică de la bugetul de stat vor beneficia de o compensație de până la 90%. Plata ajutorului pentru combustibil solizi se efectuează o singură dată pentru toată perioada sezonului rece. Acordarea ajutorului pentru încălzire se face în baza unei cereri și declarații pe proprie răspundere, care trebuie să fie însoțită de documente doveditoare privind componența familiei, veniturile familiei, bunurile deținute mobile, imobile, să fie actul de proprietate al locuinței sau contract de închiriere, de comodat sau contract de înstrăinare cu clauză de întreținere. În sezonul rece 2012-2013, peste 3.000 de familii din Giurgiu și persoane singure au beneficiat de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică și aproape 130 de familii care se încălzesc cu gaze naturale. În acest an, numărul beneficiarilor se va înmulți datorită ordonanței care obligă statul să acorde ajutoare și celor care se încălzesc cu energie electrică. Și ajutoarele pentru încălzirea locuinței este reglementată de ordonanța de urgență a Guvernului 70/2011, cu modificările și completările prin ordonanța de urgență a Guvernului 27/2013. Prin această ordonanță s-a hotărât ca și persoanele vulnerabile care folosesc pentru încălzirea locuinței energie electrică să beneficieze de ajutor de încălzire. Beneficiază persoanele care nu au altă formă de încălzire sau care din motive economice sau tehnice au fost debranșate de la furnizarea de energie termică, gaze naturale. La completarea cererilor și declarațiilor pe proprie răspundere, beneficiarii nu trebuie să declare un număr mai mare de membri pentru a primi ajutorul. În caz contrar, aceștia vor fi pedepsiți pentru infracțiunile de fals, uz de fals sau înșelăciune. Totodată, pentru a se evita astfel de situații, Direcția de Asistență Socială Giurgiu va efectua și anchete sociale pentru a înlătura cazurile de eroare și fraudă.